făcute colegilor, dar n-am mai contat nimic când a venit vorba să execute lovitura liberă. Semnele erau legate de o schemă. Popescu atinge mingea, baronul ajunge însă la colț, iar Coman în momentul ăsta face diferența pe arena națională între FCSB și Universitatea Craiova. 1-0 pentru echipa lui Elias Haralambus și acum e cu adevărat cu spatele la zid echipa lui Ivailo Petev. Craiova să ridice nimic. Nu o ofertă, ci un transfer pentru Florinel Coman la capătul acestui sezon. Acum e important și de unde. Pentru că va pleca la un moment dat probabil, deși ultimele declarații ale patronului au fost că ar vrea să-i facă salariul 60.000 de euro pe lună și să-l țină la FCSB. Acum... Florinel Coman